Fostul primar al capitalei, Sorin Oprescu, dat în urmărire generală, a fost prins ieri în Grecia. Ofițerii Interpol l-au găsit la Atena, după ce vineri a fost dat în urmărire generală. Fostul edil are de ispășit o pedeapsă de 10 ani și 8 luni de închisoare pentru luare de mită, constituirea unui grup infracțional organizat și abuz în serviciu. Realizatorul emisiunii Insider Politic, Sebastian Zachman, este în legătură directă cu noi prin telefon. Bună dimineața, Sebastian! Spune-ne, care a fost desfășurarea evenimentelor și ce urmează de acum încolo? În primă fază, poliția română l-a dat în urmărire pe Sorin Oprescu, fostul primar al capitalei, care, din sursele noastre, a și plecat în urmă cu 2 săptămâni din țară, pe la Vama Giurgiu, celebră Vama Giurgiu în acest moment. Vedem că toți fugarii condamnați cu executare trec pe la Vama Giurgiu cu mașina, încercând să ajungă fie în Grecia, fie în Bulgaria. Și a fost capturat Sorin Oprescu la Atena, acolo unde, mă rog, instituțiile statului român știau că se află. A fost o cooperare între Ministerul de Interne și Poliția din Grecia, astfel încât Sorin Oprescu, iată, a fost prins în Atena și acum începe al doilea proces, cel de extrădare, un proces mult mai complicat, adică un proces și administrativ, și juridic, pentru că autoritățile din România vor trebui, pe calea unui judecător, să le explice magistraților din Grecia că Sorin Oprescu este condamnat definitiv, că a avut parte de un proces corect în România și echitabil, că a primit o sentință de 10 ani de închisoare bazată pe fapte și pe dovezi și acum trebuie să se întoarcă în România și să execute pedeapsa în condiții umane, pentru că acesta a fost argumentul folosit de toți fugarii din România, cum că statul român nu le oferă condiții umane de cazare, fie la Rahova, fie la Târgușor sau în alte penitenciare. Sebastian, vorbeai despre un proces complicat de extrădare. Ne așteptăm și la o anumită limită de timp? Cam cât timp ar putea dura până când va fi extrădat Sorin Oprescu? E greu să estimăm, pentru că avem acum la îndemână exemplul Elenei Udrea, cazul Elena Udrea, pe care toată lumea o vedea întoarsă în câteva zile, unii spuneau chiar în câteva ore în țară, după ce a fost prinsă în Bulgaria, exact în ziua în care i s-a dat sentința definitivă la închisoare. Și vedem că, iată, trec săptămâni bune, luni chiar, de când Elena Udrea primește amânări peste amânări în Bulgaria. Funcționează și acolo sistemul de justiție, cam cum funcționează și la noi. Deci, chiar și în Grecia mă aștept să fie, aceeași tevatură când vine vorba despre o extrădare, pentru că nu întâmplător și în cazul Elenei Udrea vorbeam atunci că și-a propus, de fapt, fostul ministru al dezvoltării să ajungă în Grecia. Grecia este un stat foarte prietenos fugarii cu probleme penale. Așadar, mă aștept ca acest proces să fie unul de lungă durată. Totuși, n-am niciun dubiu că Sorin Oprescu își va angaja din nou avocați foarte buni care vor încerca să tergiverseze acest proces de aducere în țară, care teoretic este unul foarte simplu. Pentru că cu toții ne gândim ca cetățeni când un politician, sau nu neapărat un politician, când un alt semen al nostru este condamnat cu executare, există o decizie definitivă, atunci ce-i face pe alți judecători, fie ei dintr-o țară străină, să nu accepte extrădarea acelei persoane, pentru că România este totuși țară membră NATO, țara Uniunii Europene, deci trebuie să respecte automat drepturile condamnaților. Nu vorbim cu siguranță, aici Sebastian, dar vedem exemple care nu țin cont de aceste drepturi ale condamnaților din ce în ce mai multe. Pe final aș vrea să te întreb următorul lucru, ținând cont de faptul că Sorin Oprescu are o vârstă și ca și în cazul fostului primar Piedone, acesta ar putea oare beneficia de o reducere a pedepsei, totuși vorbim despre 10 ani și 8 luni. S-ar putea reduce, ținând cont de vârstă? Îi se va reduce automat pedeapsa. În cazul primarului sectorului 5 Piedone, încă nu vorbim de o reducere a pedepsei, el va împlini 70 de ani în luna martie anului viitor, deci în luna februarie anului viitor, deci până atunci va executa 9 luni pline de pedeapsă și de-abia atunci acel rest, din acel rest va mai executa o treime. În cazul lui Sorin Oprescu, nu, el intră automat cu o reducere consistentă de pedeapsă, va face din start doar o treime din pedeapsă pentru care peste 60 de ani. Deci, din acest punct de vedere, cazul lui Sorin Oprescu seamănă cu cazul lui Dan Voiculescu, fostul palton al Atenelor, care a fost condamnat la 10 ani de închisoare și a executat cam 3.
Deci și Sorin Oprescu, dacă mâine să presupunem că este extradat de autoritățile din Grecia și ajunge la Rahova, va executa cam în jur de 3 ani de închisoare, din care sigur se mai pot scade și alte zile dacă scrie o carte, dacă muncește la penitenciar și dacă se poartă bine. Mulțumesc tare mult, Sebastian Zacma, pentru intervenția ta.